Danke. Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod din seria Lumi Paralele OZN. După modelul american și alte guverne ale lumii au început să desecretizeze, cu măsură evident, imagini cu fenomene aeriene neidentificate filmate de piloți militari în timpul misiunilor de patrulare sau antrenament. Este și cazul primului clip de astăzi făcut public în anul 2017 de CEFA, agenția guvernamentală chiliană care investigează fenomenele aeriene neidentificate. Clipul a fost filmat de la bordul unui elicopter militar care patrula în zona de coastă Santiago de Chile. Ca și în cazurile prezentate anterior, obiectul nu putea fi văzut cu ochiul liber, fiind vizibil doar în spectrul infraroșu. În imagini se poate vedea foarte clar forma obiectului, care nu seamănă cu nimic cunoscut de noi, nu are aripi, nu se vede niciun sistem de propulsie și se susține în aer, deși se mișcă cu o viteză foarte mică. Pilotul a încercat de mai multe ori să comunice cu obiectul, dar nu a primit niciun răspuns. Nici controlul aerian nu a avut mai mult succes. Pe radarele de la sol nu se vedea nimic. Pentru că se mișca foarte încet, pilotul elicopterului a putut să urmărească fenomenul peste 10 minute înainte ca acesta să dispară în nori. A schimbat camerele video de mai multe ori, fiind șocat că nu poate vedea obiectul cu ochiul liber. Însă, ceva surprinzător avea să se întâmple. La un moment dat, obiectul a început să împrăștie în aer un gaz sau fum. După cum ați văzut, pilotul elicopterului a schimbat de mai multe ori camerele pentru a demonstra că OZN-ul nu putea fi văzut cu ochiul liber. În acest caz, criticii s-au grăbit să declare că obiectul în cauză era o dronă, o insectă zburătoare, o pasăre sau pur și simplu o parașută. Investigatorii oficiali au declarat însă că imaginile sunt autentice, că obiectul are toate caracteristicile unui fenomen aerian neidentificat și a fost clasificat ca atare. Eliberarea gazului în atmosferă însă a creat ceva îngrijorări și, evident, întrebări. A fost ceva intenționat? Dacă da, gazul eliberat este periculos? Sau a fost o defecțiune care a obligat piloții obiectului să împrăștie gazul în atmosferă? Ultimul clip din episodul de astăzi a fost filmat în noiembrie 1994 de camerele de supraveghere a două stații radar mobile de lângă unitatea militară Nellis, Nevada, nu departe de vestita Area 51. Unul dintre operatorii radar a obținut clipul filmând ecranele a două monitoare CCTV și ar fi vândut clipul către studiourile Paramount. Fragmente scurte ale clipului au apărut în 1995 la programele de televiziune Hard Copy și Sightings. Imaginile au fost studiate atât de cercetătorii OZN, cât și de experții în aviație, dar până în prezent nimeni nu a putut oferi o explicație cu privire la ce este obiectul, cum este propulsat sau cum este capabil să efectueze manevre incredibile în aer. Obiectul ne aduce cumva aminte de cazul Tic Tac din anul 2004, prezentat în episodul anterior, atunci când piloții de pe USS Nimitz s-au confruntat cu un fenomen asemănător.
În cazul de față, criticii au spus că OZN-ul pare a fi un test secret, un proiect negru al armatei americane, căruia dintr-un motiv sau altul i s-a permis să zboare în raza camerelor de supraveghere. Cu toate acestea, potrivit unei surse anonime din programul Observations, operatorii radar nu sunt expuși la astfel de teste ale noilor tehnologii, obiectivele camerelor de supraveghere fiind acoperite și echipamentul oprit în astfel de ocazii. Și în acest caz, vă lăsăm pe voi să trageți concluziile. În episodul următor, luăm paralele OZN. Obiecte zburătoare neidentificate în orbita Pământului. Până data viitoare, abonează-te ca să putem produce cât mai multe episoade, nu uita să lași un like dacă ți-a plăcut și un share ca să descopere și prietenii tăi. Good.